Salutare, dragii mei, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom face ouă umplute, foarte ușor de pregătit, ideale pentru sărbătorile de Paște și un lucru important, fără maioneză. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum se pregătește această delicioasă rețetă. În primul rând, vom avea nevoie de 5 ouă fierte. Dacă doriți să faceți mai multe, puteți să faceți mai multe. Le vom tăia în jumătate, după care le vom scoate gălbenușul. După care, gălbenușurile le vom zdrobi foarte bine cu ajutorul unei furculițe. Vom adăuga acum o jumătate de avocado stropit cu zeamă de lămâie, 70 de grame de pate de porc, sare și piper după gustul fiecăruia și o linguriță de muștar. După care, cu ajutorul unui blender, vom zdrobi foarte bine toate ingredientele, până compoziția este ca o cremă fină. Umplutura noastră este gata, așa trebuie să arate, iar acum vom începe să umplem ouăle. După cum ați văzut, prieteni dragi, este o rețetă foarte ușor de pregătit, rapidă și delicioasă. Doar un singur lucru să nu uitați, să amestecați avocado cu zeamă de lămâie. Așa nu se vor înnegri. Am umplut ouăle, acum vom presăra puțin boia dulce pentru decor, pătrunjel verde tocat, iar acum eu voi mai decora și cu mărar, dar decorul poate să fie la alegerea fiecăruia. Puteți fiecare să decorați cum doriți. Și gata sunt ouțele noastre! După cum ați văzut, este o rețetă extrem de ușor de pregătit și foarte bună. Vă sugerez să o pregătiți. Deci, dragii mei, dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați la canalul meu, să-mi dați un like, să distribuiți și nu uitați să activați clopoțelul. Vă doresc o zi bună, numai bine și Paște fericit! Ciao!